Primăria sectorului 1 continuă programul de fluidizare a traficului pe străzile secundare și introduce noi sensuri unice pe 6 artere secundare. Instituirea sensurilor unice va duce la îmbunătățirea și fluidizarea circulației rutiere la nivel de sector, declară reprezentanții sectorului. Lucrările de semnalizare rutieră sunt executate în perioada 17-20 aprilie 2018. Începând de vineri, circulația rutieră se va desfășura după cum urmează. Pe strada Miron Costin, dinspre calea Griviței, spre bulevardul Alexandru Ioan Cuza. Pe strada Alexandru de Părățeanu, dinspre bulevardul Alexandru Ioan Cuza, spre calea Griviței. Pe strada Constantin Disescu, dinspre calea Griviței, spre bulevardul Alexandru Ioan Cuza. Pe strada Constantin Arion, dinspre bulevardul Gheorghe Duca, spre strada Constantin Disescu. Pe strada Petru Poni, dinspre strada Constantin Disescu, spre bulevardul Gheorghe Duca. Pe strada Colonel Paul Ionescu, dinspre strada Constantin Disescu, spre bulevardul Gheorghe Duca. De asemenea, tot din 20 aprilie se va circula pe un singur sens și pe strada General Ernest Broșteanu, dinspre strada Ioan Vodă Caragea spre strada Polonă.